Sorin Șova, unul dintre independenții care vor astăzi să-i convingă pe Băcăuani că merită să ajungă în Parlament, a votat la o secție de votare aflată în incinta unei grădinițe de pe strada Martir Horea. Spune că a votat cu gândul la copii și la o Românie pozitivă. Astăzi am votat pentru o Românie mai bună, pentru oameni competenți și pentru viitorul nostru și a copiilor noștri. Am votat cu toată încrederea că lucrurile se vor schimba și noi toți, peste 4 ani, vom veni cu drag la vot, nu cu acest deja vu care se întâmplă de peste 26 de ani. Sorin Șova a reușit să ajungă consilier județean după ce a participat în calitate de independent la alegerile locale din iunie.